După 8 ani de rugăciune, răbdare și speranță, comunitatea ortodoxă românească din Tokyo își vede cel mai mare vis împlinit, acela de a avea o biserică a ei. Cu sprijinul Patriarhiei Române și al Guvernului României, românii din Japonia au reușit să strângă cei peste 50 de milioane de ieni, adică peste 400 de mii de euro pentru cumpărarea unui locaș de cult în capitala niponă. La începutul anului 2008, reprezentanții comunității românilor din Japonia au solicitat Patriarhiei Române înființarea unei parohii românești în această țară. Motivul? Biserica are puterea de a-i face să se simtă acasă, chiar dacă se află la 9.000 de kilometri depărtare. La 10 mai 2008, la Ambasada României în Japonia, cu sediul în Tokyo, a fost semnat un proces verbal prin care s-au pus bazele Consiliului Parohial al viitoarei parohii românești din Japonia. Acum comunitatea se bucură de realizarea altui vis măreț, acela de a avea o biserică a lor. Cu sprijinul prefericitului părinte patriarh Daniel, comunitatea a reușit să strângă cei peste 400.000 de euro necesari achiziționării locașului de cult. Această dorință a comunității s-a realizat în cele din urmă prin suportul venit din partea Patriarhiei Române și al Guvernului României. Este un vis pentru membrii care au fost de la începutul întemeierii acestei parohii, este un vis devenit real, concret, este uimire și o minune extraordinară pentru japonezii care fac parte din comunitatea noastră, pentru că ei știu că țara noastră nu este o țară cu o perspectivă economică deosebită și într-o formă foarte bună, cunosc posibilitatea comunității noastre și atunci nu își imaginau și nu puteau să înțeleagă că la un moment dat vom ajunge în acest pas. Numai minunea lui Dumnezeu, lucrarea lui prin Sfânt, Sfântul Gheorghe, care este ocrotitor, au făcut astfel încât să ajungem să împlinim visul comunității pentru oamenii care sunt aici de multă vreme, dar și pentru copiii care se nasc și alcătuiesc viitorul parohiei noastre. Este un mare dar. Eu ca slujitor, în primul rând, dar și oamenii au primit vestea cu lacrimi, a fost o bucurie de nedescris. În primul rând, pentru ei important este că cineva din țară se gândește și la ei, în primul rând prefericitul Părinte Patriarh Daniel, apoi toți ceilalți care au ajutat la acest demers. E o lucrare care i-a impresionat aici, fiind departe de lume, departe de România. Mulți sunt oameni care nu au ajuns de ani de zile, poate, în România. Dacă la început slujbele erau oficiate în localitatea Ito, aflată la aproximativ 120 de kilometri de Tokyo, parohia își desfășoară acum activitatea în centrul capitalei Japoniei. Aici slujbele sunt săvârșite într-o capelă închiriată ce aparține Bisericii Catolice din Tachikawa. Aici, românii, dar și japonezii convertiți la ortodoxie se strâng pentru a aduce slavă lui Dumnezeu. Amen. Tot aici, la aproape 9.000 de kilometri de București, și japonezii au început să se simtă români. Bucovina plăcutorii, unde sunt ai de feciori. Bucovina plăcutorii, unde sunt ai de feciori. Au fost uși în altă țară, dar se întorc la primăvară. Biserica, de fapt, are un rol foarte important, pe de o parte, pentru că ne uniformizează, ne transformă pe toți în frați, ne aduce la starea, de fapt, de fia lui Dumnezeu, de creația lui Dumnezeu și atunci dispar diferențele de neam, de limbă, de origine și așa mai departe. Însă, mult mai mult, pe copii ajută prezența bisericii în societatea japoneză. Mulți dintre ei nu și-au permis poate să ajungă în România, mulți dintre ei foarte rar ajung poate în România și atunci contactul cu Biserica Românească din Tokyo îi ajută cumva să ia contact cu România propriu-zis. Aici oamenii se strâng în fiecare duminică și vorbesc românește, poate mulți dintre ei în cursul săptămânii nu vorbesc poate doar câteva cuvinte în limba română și atunci cumva biserica deschide această cunoaștere
a tradițiilor românești, a limbii române și a României în general. În perioada următoare vor urma lucrări de reparație a acoperișului, de renovare și de amenajare în stil specific românesc.